Denisa, Ada, Julia, plecați chiar acum. Aveți de îndeplinit o misiune. Ceva foarte complicat. Ai foarte mare dreptate. Dar mai bine mergem și ne lămurim la Muzeul Tehnic. Acolo sigur vom găsi aparatul și savantul care ne poate explica. Ai foarte mare dreptate. Da. Haideți! Avem o misiune! Da! Hai! Haideți!
grijă pe unde puneți robele. Trebuie să avem grijă de ele. Da. Unde trebuie să ajungem? Ar trebui să ajungem la un muzeu tehnic. Și repede, Ada. Unde-i muzeul? Păi hai să intrăm pe el. Eu nu-l văd nicăieri. A, uite-l acolo unde scrie muzeu. Unde-l vezi? Uite-l acolo. Eu nu văd nimic. Da, uite-l acolo. A, am văzut. Haide. Cineva. Ce frumos! Uite coloana infinitului. Ce frumos! Uite o diplomă. Uite mașina de scris. Cea veche. Bună ziua! Bună ziua! Dar ce este cu voi aici? Pentru că nu aveți o ținută corespunzătoare. Trebuie să ne luăm robele. Acum avem robele, putem să intrăm în muzeu? Sigur. Noi căutăm un savant. Desigur, îl găsiți în muzeu. Tocmai ce a venit să repare un aparat. Este un domn înalt, slăbuț și cu părul lung. Le-a dat o informație foarte importantă. Vreau să vă răsplătesc cu o melodie. Ceva de încercat? Wow!
Uite, o mașină de scris. Uite ce bine. Uite, simt un rezultat. Wow. Uite telefonul. Nu mai merge. Asta e telefon modern. Ia uite și un telefon mai vechi. Super. Uite medalii! Wow! Uite și o tastatură! Veche? Da! Uite cât de veche este cartea asta! Adevărat! Ce ciudate sunt! Oare câți ani înainte ar fi fost făcute? Ce frumos e! Sunt așa de vechi! Uite ce calculatoare! Ia stați. Aveți dreptate, toate sunt foarte interesante, dar noi aveam o misiune de îndeplinit. Trebuie să căutăm savantul. Uite savantul, seamănă cu descrierea. Haideți să mergem la el. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Cine sunteți voi? Suntem membrii Academiei Copiilor. Avem o misiune de îndeplinit și de aceea dumneavoastră trebuie să ne ajutați. În problema mea este vorba de efectul coandă. Ce este efectul coandă? Efectul coandă este fenomenul prin care creezi un vid în plin aer. N-am înțeles nimic. Da. Avem un aparat. Haideți să vă arăt ce e efectul coandă. Aparatul este aici. Dar nu este nimic aici. Nu este nimic. Mai avem o misiune de rezolvat. Trebuie să căutăm aparatul. Dar cum arăta? Descrieți-ne. Este un cilindru de metal de culoare închisă. Cât de mare este? Pus pe un suport de lemn. Cam atât. Are țevi? Are niște ștuțuri pe unde se alimentează. Și un filet în capăt. O să vedeți când îl găsim. Trebuie să-l găsim neapărat ca să putem să înțelegem efectul. Vreau și eu să cânt o piesă pentru colectivul Muzeului Politehnic. La modă e tot ce îmi convine. Am pantaloni cu buline, cu fuste mini și rochițe. Orice puștoaică are.
mama. Fetelor, veniți! Ce s-a întâmplat? Oare ce stau fi aparatul? Este și argintiu. Da. Stă pe un postament. Da. Da, dar postamentul trebuie să fie din lemn. Hai, dreptate. Fetelor, veniți! Cred că l-am găsit. Dar este foarte greu. Numai acesta poate fi aparatul. Are postament din lemn. Și este argintiu. L-am găsit! Veniți! Da! Acesta este? Acesta este. Haideți să-l testăm. Îl alimentăm cu aer. Adică o să sufle aer? O să intre aer în el. Ce e cu firul? Aduce aer. O să intre aer în el și aerul o să iasă printr-o fantă, o să creeze acel vacuum, acea depresiune de care v-am spus și o să sufle un amestec mai mare. Ce curioasă sunt! Îi dăm drumul. Ce simțiți voi acum dacă puneți mâna? Este aerul pe care îl suflăm. Și ce simțiți acum? Este aerul pe care îl atrânează. Iar aici? Se simte de precum. Iată mâna! Acum o să-l testăm obturat, fără efectul coandă. Ai văzut? Puțin. Pentru că nu iese aer pe acolo decât foarte puțin. Și acum? Wow! Ce super! Și uitați-vă aici, cum creează depresiune. Vedeți wow. Cum aspiră? Mi-aspiră și mă ce este asta? Ce interesant este! Super! Da! Mulțumim! Acum știm ce este efectul coandă. Și trebuie să mai știți că a fost descoperit de savantul român Henri Coandă. Dar apropo, cum vă cheamă? Eu sunt Sorin Dinea. Vă mulțumim foarte mult pentru că acum putem să le povestim și celor din Academie ce este efectul coandă. Eu vă mulțumesc că ați venit să aflați ce este efectul coandă. Acum am reușit să ne ajutăm și colega. Marea magistră Irina sigur ne va da punctele necesare. Vreau să vă răsplătesc pentru ajutorul acordat și vreau să vă cânt o piesă, exact cum o obișnuim și noi în Academia Copiilor. Yeah.
Da, aici Academia Copilor. Am rezolvat problema, trimiteți o mașină să ne ia. Felicitări, trimite mașina chiar acum. Suntem curioși să vedem ce ați aflat. Felicitări pentru modul în care v-ați descurcat. Ne răsplată, veți participa la un experiment muzical foarte important. Dar despre ce este vorba? Păi știu că îți place foarte mult să cânti la pian. Și mie îmi place. Și mie. Tocmai de aceea veți avea ocazia să cântați cu niște adevărați maestri de pian. Sunt absurd. Maestrii e puțin spus. Sunt adevărați vrăjitori ai clapelor. I-am invitat la Academia Copilor special pentru voi și pentru faptul că ați reușit să-ți legați misterul. Numai cei care merită vor avea parte de astfel de întâlniri. Eu vă aștept acolo unde îi veți găsi pe specialiști. Haideți! Am chemat doi specialiști, este vorba de Cristi Bajac și de Radu Grațian. După cum am spus, voi trebuie să impresionați publicul, nu numai cu vocea. Este foarte important să cunoașteți și un instrument, cel pe care îl simpatizați. Așa că voi trebuie să cântați ce piesă doriți, iar noi vă vom arăta ce se poate face cu acest pian pornind de la piesa pe care o cântați. Bine? Deci pot să încep eu? Da. Thank you.
vi s-a părut? Bine. Bine? Sunteți de acord să-i ascultăm împreună cum cântă? Ce spuneți? Da. Da? Hai să-i auzim. Suntem curioase. Foarte mult. Acum înțeleg de ce trebuie să cunoști un instrument. Te ajută foarte mult. Da, dar este foarte important să simți ceea ce cânti. A fost o întâlnire de neuitat. Numai la Academia Copiilor poți avea parte de o întâlnire cu asemenea profesioniști. Matar! Eu încă o dată? Concentrează-te puțin. Este vorba. Acolo sigur vom găsi și un savant și un aparat ca să ne să ajungem la un muzeu tehnic. Efectul cuantă este fenomenul prin care creezi un vid în plin aer. N-am înțeles nimic. Îl găsiți în muzeu. Tocmai ce a venit să repare un aparat. Este un domn înalt, slăbuț și cu părul lung. Nu, Denisa, Denisa. Trebuia să mai zic eu ceva. Îi vei găsi pe specialiști.
Unde trebuie să ajungem?